Unelte și aparate. O feerie în laborator. Învățăm să lipim. Primul nostru circuit electronic. Bunicule, bunicule, mai facem puțină electronică? Cum să nu, piticlic? Facem! Astăzi vreau să vedem împreună care sunt uneltele și aparatele folosite într-un laborator de electronică. Vom continua să învățăm să lipim și vom face primul nostru circuit electric. Wow, ce frumos! Circuit electric? Adică voi face... ce? Stai să ajungem acolo! Mai întâi să vedem aparatele, uneltele și accesoriile din laboratorul de electronică. Cel mai important este pistolul de lipit. Putem avea și stație de lipit, ca aceasta. Ele se folosesc împreună cu fludor și sacâz. Fludorul este materialul de lipit, da? Acel metal care se topește ușor și care asigură legătura electrică între componentele pe care le-am lipit, adică asigură trecerea curentului electric între componentele lipite. Mai folosim cleștișor pentru tăiat, patent, șurubelnițe, aparat de măsură sau aparate de măsură, pentru că putem avea mai multe. Și de aici încolo, alte unelte în funcție de fiecare montaj în parte. Mai este ceva important. Mânuțele ajutătoare, adică acest suport cu cleștișori. Cu el putem ține fixe piesele de lipit să ne fie mai ușor când le lipim. O să vezi! Bunicule, asta am înțeles, dar... cum este cu circuitul electric? Cu circuitul electric este așa. Să ne gândim puțin la nivelul unei țări. Electricitatea este transportată în casele noastre, în școli sau în alte locuri din jurul nostru, prin cabluri. Ea pornește de undeva, de la o centrală electrică, acolo unde se produce. E transportată prin cabluri și ajunge la noi în casă, de exemplu la becuri, iar acestea fac lumină. Electricitatea poate fi de asemenea stocată în baterii sau în acumulatori. Cel mai simplu circuit electric pe care îl putem face noi este acesta. Pornim de la o baterie. De la cele două borne ale bateriei, ducem câte un fir către ceva care consumă electricitatea. Să zicem, un bec care va lumina. Ca să putem să stingem lumina, pe unul dintre firele care merg între baterie și bec, vom monta un întrerupător. Uite așa! Întrerupătorul are două poziții. Le numim închis și deschis. Ce înseamnă întrerupător închis, bunicule? Închis înseamnă că trece prin ele curentul electric, deci asigură continuitatea firului pe care el este montat. Și întrerupător deschis înseamnă că este întrerupt firul? Exact! Ți-ai dat foarte bine seama! Dacă întrerupătorul este deschis, firul este întrerupt. Curentul electric nu mai trece către bec și atunci circuitul nu se mai face și becul nu va mai lumina. Frumos, frumos! Vreau să facem! Ne apucăm de treabă? Gata! Începem! Start treabă! Unelte și aparate. Învățăm să lipim. Primul nostru circuit electric. Să vedem împreună care sunt uneltele și aparatele cele mai folosite într-un laborator de electronică. Să le trecem rapid în revistă. Pistolul de lipit. De departe, cel mai important. Pompă de fludor.
șurubelnițe, dreaptă și în cruce. Clește pentru tăiat, patent cu vârf ascuțit, dispozitivul mâini de ajutor, aparat de măsură. El poate fi foarte simplu, ca acesta care este util doar pentru verificarea bateriilor. Sau poate fi multimetru, adică poate face măsurători multiple, tensiune, curent, rezistență, etc. Multimetrul poate fi analogic sau digital, mai mic sau mai mare. Sunt multe feluri, dar toate funcționează la fel. Osciloscop. Acum să facem primul nostru circuit electric, apoi să mai facem câteva exerciții de lipit. Cel mai simplu circuit electric este format dintr-o baterie, un bec, conductori de legătură și un întrerupător. Pentru a face un circuit funcțional, le vom lega între ele, în așa fel încât să asigurăm un traseu circular al curentului electric de la o bornă a bateriei, trecând prin bec și întrerupător, până la cealaltă bornă a bateriei, ca în schema aceasta. Să începem! Vom folosi 3 baterii pentru ca becul să lumineze mai tare, puse într-un suport de baterii, dar le vom considera împreună ca pe o singură baterie, să o numim sursa de alimentare. Lipim un fir al sursei de alimentare la unul din contactele becului. De la celălalt contact al becului, vom duce un conductor spre întrerupător. Iar de la al doilea contact al întrerupătorului, vom duce un conductor spre contactul liber al sursei de alimentare. În acest fel, am asigurat un traseu circular pentru curentul electric. Practic, am terminat! Să verificăm! Acționăm butonul întrerupătorului și dacă totul este ok, becul se va aprinde! Ura! Tocmai am făcut primul nostru circuit electric și funcționează! Acum, doar ca să exersăm lipirea pieselor electronice, să luăm câteva componente electronice și să ne jucăm cu ele. De exemplu, să facem un gândac din ele. Corpul îl vom face dintr-un circuit integrat. La fiecare pin al integratului vom lipi câte un rezistor pe post de picior. Vom avea 8 picioare! Capul să-l facem dintr-un LED și ca să fie mai hazliu, la spate îi vom pune și un condensator.
Iată ce insecte electronic am făcut! V-a plăcut, nu? Vă puteți lăuda cu realizarea voastră la părinți, bunici și la toți prietenii! Și puteți încerca și voi diverse alte forme de piese electronice, alte insecte, omuleți, roboți, etc. Lăsați imaginația să zburde! Cu această ocazie, veți antrena la lipirea cu precizie a pieselor electronice. Succes!